7 străzi din Mărăcineni vor fi asfaltate în această primăvară. Au fost alese pentru a fi modernizate ulițe din fiecare dintre cele 3 sate din Mărăcineni, în funcție de necesitățile cetățenilor. Suprafața asfaltată va totaliza la sfârșitul primăverii aproape 3 km de stradă. Am promis că asfaltăm 5, 6, 7 străzi. Acum avem 7 străzi, 3 în comuna Mărăcineni, 3 în Căpățânești și una în Potoceni. Am văzut că una deja a fost asfaltată ieri. Sau deja am intrat pe strada Mangă începând de ieri dimineață, astăzi intrăm pe strada Bisericii 2, după aceea intrăm pe Vasile Șerban, Georgescu, după aceea Frângulescu, poligonului și am încheiat. Lucrările vor fi decontate din fondurile primăriei, iar mare parte din ele vor fi realizate cu utilaje de la Societatea de Gospodărire Locală. Practic, edilii vor deconta numai bitumul care va acoperi străzile și compactarea asfaltului. Același algoritm a fost aplicat și anul trecut, perioadă în care au fost asfaltate 6 străzi, câte 2 în fiecare sat al comunei. Utilajele, am amenajat drumul și am pregătit căminile, le-am ridicat cu Societatea Primăriei, iar finisorul și cu asfaltul este de la Strabag. Pentru confortul cetățenilor din Mărăcineni, dar și pentru cel al automobiliștilor ce tranzitează zona, primăria speră ca drumul județean 203K să fie lărgit cât mai curând.